Dramă într-o familie din localitatea Dâmbovițeană Dobra. O femeie cu trei copii a rămas pe drumuri după ce un incendiu puternic le-a mistuit casa. Femeia ne-a povestit cu lacrimi în ochi că a ajuns în această situație tocmai din cauza soțului care a incendiat casa. Femeia spune că nu este prima dată când bărbatul o amenința că va incendia casa și mai ales când o bate atât pe ea cât și pe cei trei copii. Flăcările i-au lăsat fără haine și mai ales fără rechizite pe cei trei copii. Câțiva vecini i-au primit și le-au dat câteva haine, însă aceștia au rămas fără casă. Aceasta este locuința familiei în care soțul meu a împrăștiat paie furaje uscate, după care le-a aprins și a ieșit în stradă, a blocat porțile ca să nu aibă vecinii acces și lumea să sară cu gălețile, strigând peste drum la vecini: Mariana, ieși că am dat foc, uite ce am făcut. Uite ce frumos arde, râzând cu un zâmbet fals în stradă. V-a lăsat pe drum. Ne-a lăsat pe drumuri, m-a lăsat amărâtă cu trei copii. Copiii n-au haine de școală, n-au îmbrăcăminte, n-au nimic. Am vândut purceaua din coteț, purceaua care trebuia să mâncăm de Crăciun, să îmbrac copiii, să-i duc la școală și nenorocit, ne-a lăsat cu mâna la inimă. Aici era camera în care dormeau copiii, aici era patul cu fetișalul cel mic și aici era patul cu canapea pentru băiatul cel mare. Că în spate era neterminată casa și nu o foloseam pe post de magazin și de bucătărie. N-a mai rămas nimic. Nimic, nimic, nu avem nici lingură să băgăm în gură. Nimic. Mi-a distrus copiii, mi-a terorizat copiii, nu suportă nici măcar ideea să apară în comună. Deci copiii, în momentul în care el apare în comună, mi-a pus în vedere să fugim, să plecăm în lumea largă. Cărțile copiilor, uitați caietele noi nefolosite. Luasem și o rechizită pentru copii să înceapă și școala în rând cu toți copiii. I-am îmbrăcat, am vândut mâncărica de la gură să-i îmbrac, să nu pierdă copiii școală. Ce clasă? Am fata clasa 12, am băiatul clasa 11 și mai am unul mic clasa 7 care e și premie în săracu după tot circul și nenorocirea care la noi în curte. Acele erau rechizită. Da. Și mai sunt multe. Ne-a ars telefonul, le-a ars îmbrăcămintea, le-a ars echipamentele de fotbal, că băieții sunt sportivi amândoi. Tot. Acte, nu avem nimic. Am decât eu cu copiii, când am fugit din curte până să pună foc, că ne-a bătut și ne-a dat afară din curte, am apucat, am luat buletinele. Trăiesc o viață de coșmar, de 20 de ani sunt căsătorită cu el și am ajuns să nu putem să suportăm ideea că el se va întoarce de la arestul poliției și va locui în această comună cu noi. Practic, aseaptă ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Aseară eu am fost plecată la mama mea, care locuiește la circa 300 de metri, să mulg două vaci, că e cu mână ruptă și nu poate să le mulg. Și am fost plecată cu fata. Când m-am întors cu copilul cel mic, băiatul mi-a spus, zice, mamă, tata iar l-a bătut pe Marius. După o zi de muncă în care eu și băiatul cel mare am legat 2 hectare de coceni, nemâncați de dimineață și până seara. Și dacă l-am întrebat, bine, domnule, de ce ai bătut băiatul? M-a luat și pe mine la palme, m-a luat la scuipături, la înjurături de ocară. Practic vagonii de acasă. Și nu, am sunat noi la 112. Când a văzut că sunăm la 112, a fugit în curte, are un moped și fuge cu el, se îmbată și fuge cu el tot drumul. Și a fugit și s-a întors înapoi și m-a luat de umăr și m-a dat afară, a zis să ieși afară. La care eu am întrebat copiii, mămică, cu cine vreți să mergeți, cu mine sau cu el? Și copiii și-au ales cu mine. Și am fugit și am stat într-o curte pustie, pitiți, aproximativ o oră jumate de frică. Nu ne-am dus la mama mea, că zic, să duce și ne caută. A fost acolo, a dat o roaită, a văzut că nu suntem, a plecat și noi ne-am dus în casă la mama, că înghețase vieții copiii de frig cu mine pe câmp noapte. Și după aproximativ la 11, după vreo oră și ceva, s-a întors înapoi cu lanterna, ne-a văzut că suntem în casă, a tăbărât cu picioarele pe ușă, eu cu fata am blocat ușa de la cameră de unde eram, el a forțat ușa de la intrare. Noi am blocat ușa de la camera în care ne aflam și băiatul cel mare a sunat la 112, că eram disperați de groază. Trăiam un chin. A venit poliția, a avut un conflict verbal cu polițistul de față, că în cauza care a luat și cheile de la scuter, scuterul se află la mama mea în curte, și a plecat fără să spună că dă foc, fără să spună că face nimic. A venit acasă și a dat foc. În moment ce eu scriam declarația de ce am chemat 112, domnul polițist a primit apel pe telefon că pe strada primarului a sunat Cristian Marian că e incendiu. Și am spus, haideți că la mine arde. Mi-am dat seama că nenorocitul ne-a lăsat cu mâna la suflet. Practic ați rămas în momentul de față fără... Am rămas pe străzi. Am rămas pur și simplu pe străzi. Cu doi copii minori și o fată de liceu. Vă așteptați să fie arestat? Ce,
Ce credeți? Dar noi sperăm să fie arestat, organele competente să ia măsuri, să fie decăzut în drepturile de tată. Deci noi să trăim un chin, trăim un coșmar. Deci și la ora actuală mă gândesc că e un coșmar în care mâine mă pot trezi. Nu mai am încredere că pot sta cu el în casă, că poate pune cuțitul la gât și ne omoară. V-a dat foc, v-a lăsat pe drum. Da. Nu s-a gândit la voi. Nu e tată, e tată irresponsabil. Aș vrea să fie închis, să nu scape. Dacă scapă, pur și simplu cred că o să mor. Polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Drama familiei Florea este cunoscută de toți vecinii. Oamenii spun că bărbatul le lua banii atât copiilor cât și soției care lucrau cu ziua, bani pe care îi cheltuia la cărciumă. În noaptea de luni spre marți, bărbatul i-a dat afară din casă, după care a împrăștiat fân în toate camerele și apoi le-a dat foc. Femeia spune că în prezent trăiește din mila vecinilor care le-au dat haine copiilor și câteva alimente. Însă se gândește cu groază dacă bărbatul nu va primi mandat de arestare, va fi nevoită să se mute în altă localitate de frica acestuia. Îl cunosc de mic copil, a luat-o cu băutura din tinerețe, a maltratat fizic și psihic soția și copiii. Nu știu dacă din 365 de zile pe an e treaz 360, n-am cuvinte și a distrus familia, deci n-am cuvinte, e foarte greu să mă exprim, nu am cuvinte. Deci aseară la ora 11:30 a început să strige, eu stau vis-a-vis, locuiesc vis-a-vis, a început să strige la mine la poartă, cum strigă de obicei când se-mi bată, Mariane, Mariane, soția chiar a zis, ce băi, ăsta e beat, n-are rost să mai ieși când ai ce să vorbești cu el, că trebuie să stai ore în șir de vorbă. După ce m-a strigat de 4-5 ori, Mariane, Mariane, mi-am dat foc la casă, am dat foc la casă, nevastă mea, bă, ce ăsta nu e sănătos la cap. Am ieșit, am luat o pereche de bermuș și un tricou pe mine și mi-am luat și telefonul, așa, când am văzut, nu am văzut în casă efectiv, am văzut la șura de paie acolo, că ardea cu trei găleți de apă, puteam să sting. Am fungit repede la mine în curte, am luat o găleată de la pus, i-am spus nevastă mea, Paula, zic, ia furtunul, că am sursa de apă acel lângă poartă, zic, să vedem ce putem face. Când, în momentul când am vrut să intru cu găleata de apă, poarta am încuiată. A început să râdă, hă, nu mai rețin ce a zis, că vă dați seama, în momentul ăla am văzut și flacăra în casă. Deci el, la urmă, ne-a spus că a băgat paie în casă, așa, le-a dat foc la paie și în momentul acela am sunat la 112. Am anunțat pompierii, le-am spus unde să vină, m-am dus, mai am o casă în partea, asta în spate, am atașat furtunul, am scos alt furtun din grădină, au țipat vecini, au venit și vecinii, vecinul Aurel de aici a sărit, dar vă dați seama că în momentul când flacăra a plecat de jos, noi ce am putut? Am putut să ținem și să udăm să n-ajungă focul la capre, unde e grajdul cu capre acolo. Practic, oamenii aceștia acum sunt pe drumuri. Domnule, sunt pe drumuri, dar sunt terorizați de niște ani. Eu nu am putut să mă bag niciodată că zic să nu te bagi în familia oamenilor, a fost hotărârea și ei au sperat că se va schimba, dar el s-a schimbat în ce în ce mai rău. Eu nu am nimic cu el, îmi pare foarte rău de gestul care l-a făcut, dar noi, acest vecin pe care ne-a terorizat nopți întregi, am zis să fim băieți cu minți, să nu ne certăm cu el, să... Am mai avut cât un conflict cu câte unul mai verbal, el înjură, el bate pe toată lumea, cu toate că nu s-a ajuns chiar la bătaie, cu amenințări, cu nu știu ce... Dar v-am spus, a terorizat această familie. Eu cred că e momentul, mă numesc Cristi, e momentul să se ia o hotărâre definitivă. Bărbatul va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru lovire și distrugere. Vecinii femeii spun că vor încerca să adune bani pentru a o putea ajuta. La o locuință din localitatea Dobra a izbucnit un incendiu. Din cercetările efectuate s-a stabilit că proprietarul, un bărbat de 42 de ani, și-a autoincendiat locuința în urma unui conflict avut cu membrii familiei. Acesta a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire și distrugere prin incendiere, urmând ca în cursul zilei de mâine să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgoviște cu propunere de arestare preventivă.